Democrat liberalii dâmbovițeni au reacționat dur la anunțul executivului potrivit căruia 234.000 de pensii vor crește ca urmare a aplicării indicelui de corecție pentru cei pensionați după 2011. Într-un comunicat de presă semnat de președintele PDL Dâmbovița, Iulian Vladu, se arată, cităm, în fapt, guvernul nu va da nimic în plus, ci este obligat să respecte decizia Curții Constituționale prin care ordonanța 1 pe 2013, dată tot de Ponta, a fost declarată neconstituțională. În loc să-și ceară scuze pensionarilor cărora le-a furat din bani prin aplicarea unui indice de corecție mai mic, Ponta vine să anunțe în an electoral măriri nereale de pensii. Cei 63 de lei în medie dați în plus celor 234.000 de pensionari, cărora le-au fost calculate greșit pensiile, nu vor acoperi nici măcar scumpirile în lanț de la 1 aprilie 2014. De aceea, măsura anunțată astăzi, drept un mare succes al guvernului Ponta 3, nu este decât o nouă dovadă de ipocrizie politică. PSD ar trebui să recunoască în fața românilor că nu a majorat niciodată pensiile, aplicând doar legea adoptată de PDL. Am încheiat citatul.